astăzi am primit această informare. La Matei Bați vor operaționaliza încă 20 de paturi de terapie intensivă. Vor trebui să fie transferați 7 medici și 30 de asistenți medicali. Se va înființa un centru de evaluare pacienți cu infecție SARS-CoV. La Bagdasara Arsenie, aici este un lucru foarte important, în următoare 2 săptămâni, o nouă unitate de primire urgență poate fi funcțională cu 27 de paturi UPU și 27 de paturi ATI. Iar la Grigore Alexandrescu nu vom aloca adulți acolo, acolo se pot aloca încă 12 paturi ATI copii, în prima fază 10 paturi la cerere. Deci aceasta e situația în acest moment. Am spus că aș vrea să avem 1600 paturi cât mai rapid. A fost o cerere mea acum câteva luni de zile. Am văzut un problem în care se confruntă sistemul de sănătate. Am atras atenția și suntem acum în măsură să ajungem aceste